Seceta din acest an a afectat drastic cantitatea de furaje. În aceste condiții, fermierii sunt nevoiți să cumpere cantități mai mari de nutrețuri, altfel riscă să ajungă în iarnă cu hambarele goale. Este și cazul antreprenorului Ilia Coinac din Combrat, care deține o fermă de vită. În ciuda tuturor dificultăților cu care se confruntă, fermierul continuă să investească în afacere. Antreprenorul Ilia Coinac gestionează o fermă de vaci de 500 de capete. Fermierul spune că pentru hrana unui astfel de efectiv de animale sunt necesare până la 900 de hectare de furaje, în timp ce ferma sa deține doar 500 de hectare. În plus, seceta din acest an a afectat mult cantitatea și calitatea nutrețurilor. Anul acesta va fi unul foarte dificil. Cultura de porumb este foarte slabă. Ceea ce avem a fost recoltat pentru siloz. Recoltăm o cantitate de 2-3 tone la hectar, comparativ cu 30-35 de tone la hectare în anii precedenți. Este foarte greu. Nu știu cum vom ieși din iarnă. Acum negociez procurarea unei cantități de porumb. În ciuda dificultăților financiare, fermierul încearcă să dezvolte afacerea investind în creșterea animalelor, folosind împrumuturi și subvenții din partea guvernului. Paroda ta Jersey. Această rasă este Jersey. A fost adusă din Danemarca acum 3 luni. Nu dă mult lapte, însă produsul are un conținut ridicat de grăsimi. Acum dă 15-17 litri de lapte pe zi. Cantitatea de lapte va crește până la 25 de litri pe zi cu următoarea fătare. Vom încerca să înmulțim această rasă pentru că ea consumă mai puține furaje. Subvențiile din partea statului sunt de mare folos pentru crescătorii de animale, spune fermierul. Spre exemplu, pentru achiziționarea unui animal, statul compensează jumătate din costul bovinei. Potrivit Biroului Național de Statistică, în primele 6 luni ale anului în curs, numărul vitelor crescute de întreprinderile agricole și în gospodăriile individuale s-a redus de la aproximativ 108.000 la 106.000 de capete.